dedicat marmotei? Nu. Și aici o să-ți fac și ție o surpriză. Nu îl dedicăm marmotei, ci marmotelor. Marmotelor, și nu numai marmotei, da, care trăiește astăzi în România, ci și unei alte specii de marmotă mult mai puțin cunoscută, dar cel puțin la fel de interesantă, care a trăit până nu de mult și pe teritoriul nostru. De asta spun. Este vorba de marmota de vorba de marmota de stepă, de marmota de câmp sau bobacul sau baibacul, pentru care are mai multe nume și despre asta, despre ea o să discutăm spre sfârșitul emisiunii, pentru că e mai interesant și mai important, zic, să discutăm despre marmotele pe care le avem. În primul și în primul rând vreau să specific un lucru foarte interesant despre marmote. Marmotele fac parte din familia sciuridelor, adică asta mai pe scurt înseamnă că fac parte dintr-o familie de rozătoare care cuprind nu numai pe ele propriu-zis, pe marmote, ci și pe popândăi și pe veverițe. Deci dacă ne uităm la o marmotă, să știți că ne uităm de fapt la o veveriță un pic mai mare și adaptată mediului alpin în general. De ce spune mediului alpin în general? Pentru că majoritatea speciilor sunt specii din zona montană, mai puține trăiesc în zona de stepă și de stil vă-stepă. Astăzi mai supraviețuiesc pe Terra 15 specii de marmote, cea mai mare parte dintre ele în Eurasia și vreo 4 sau 5 specii în munții stâncoși din America de Nord, Canada, adică în Statele Unite, Canada, Alaska. Revenind un pic la marmota de astăzi, marmota alpină, ea este una dintre cele mai mari specii de marmote. De ce spun asta? Pentru că în medie exemplarele cântăresc cam între 4-8 kg, dar există și exemplare chiar de 12 kg. Deci un rozător foarte mare. De cât un miel. Cam printre cei mai mari... Am revenit în direct, dragilor, vă mulțumim că ne-ați așteptat și o introduc, să zicem, în scenă pe Ileana, terapeut, care este și invitat permanent al acestei emisiuni Educație Verde. Ileana, bună seara! Bună. Spune-ne seara, care sunt întâmplările tale legate de personajul nostru principal, despre marmota alpină. Uite, anul trecut n-am avut ocazia să o văd, dar acum 2 ani de zile, într-o excursie spre vârful Negoiu, chiar aproape de vârf acolo, am văzut o marmotă și am auzit acel țipăt, acel șuierat de care spunea Nicu și prima dată nici mi-am dat seama ce este. Și avea și dimensiuni destul de măricele, cum ai zis, mai degrabă ca un porcușor, așa, era rotunjoară și era vară într-adevăr. Dar nefiind nimeni acolo, probabil că ea era liniștită, păstea acolo cu un rod de iarbă și nu avea nicio treabă. Cu siguranță v-a văzut și v-a auzit înainte să o vedeți și o auziți și șuieratul e o dovadă că v-a observat și a dat alarma în teritoriu. Da, nu știu, m-am dus spre scorbura ei, acolo n-am mai văzut-o și tot acum 2 ani de zile spre fereastra zmeilor, deci spre Bâlea, la fel am văzut 3 marmote mai micuțe, cred că erau puiuți, le-am și înregistrat, le-am filmat, erau acolo la, cred că era capătul galeriei scorburei și n-au fost foarte sperioase, adică eram, cred că la 100 și ceva de metri, nu au fugit, au stat acolo, dar nici noi nu ne-am apropiat mai mult de atât. Pui și tineretul sunt foarte curioși, simpatice. Mai curioși, da? Un pic. Sunt curioși, da, mai ales, știi, orice copil mic, pui în general sunt curioși. Să intrăm așadar în Taina Verde, care săptămâna aceasta și până pe data de 28 februarie, deci până la sfârșitul lunii inclusiv, din punct de vedere al horoscopului arboricol, ne însoțește în continuare pinul. Pinul de care vorbeam și săptămâna trecută. Negru sau de pădure? Că din punct de vedere al remediilor florale Bach, în această terapie, există chiar și remediul pin. Da? Care este folosit pentru a elimina din emoțiile noastre negative vina, autovinovățirea. Unul Doamne. Din sentimentele care sunt, știm toți, cele mai îngrozitoare și fiecare ne simțim vinovați pentru câte ceva anume. Așadar, uite, un aliat puternic în natură care ne ajută foarte mult. Astăzi, pe data de 23, din punct de vedere al horoscopului floral, irisul este floarea zilei, cu violetul acela foarte frumos, da, care ne duce spre spiritualitate, spre partea sufletească și frumoasă a noastră și spre o delicatețe foarte frumoasă și deosebită. Tot în această perioadă, zilele acestea până pe data de 1 martie, tematica este una egalității și a blândeții.
Iată că marmota apare, un animal foarte blând, probabil că și este, da? Dacă nu a ta și n-ai treabă cu ea. Iar animalele simbol de care vorbim mereu în această săptămână, iată că printre ei se află și unul din deci câinele de care vorbeați, că ar fi un inamic al marmotei, dacă este lăsat liber, bineînțeles, acolo și da, bănuiesc că vorbim de câinii celor de la stână, de care sunt în zonă. Dar altfel nu cred că este un prădător al lor. Cred că și un șoricar ar face, nu? Sau un fox terrier? Da, uite, eu am avut un câine, cu siguranță, dar nu știu, nu se duce în zona alpină cu șoricar sau da. N-ai de unde să știi. Decât accidental. Eu am avut un drac și l-am luat în excursie cu noi pe munte și nu avea treabă cu ei, chiar dacă era cățel de vânătoare, nu, era mai înțelept, mai plăt. Frumos este totuși că, uite, venim cu informații științifice foarte clare, astfel încât acele reclame de care vorbeați mai devreme să nu ne mai inducă în eroare și să nu mai credem că văcuța este mof și că marmota învelește doar ciocolată. Absolut. Și, da? Chiar dacă este frumos... Sunt niște figuri de stil, nu e ca să atragă copii, da, să da, nu... Vezi că în mintea unora, și chiar ai să rămâi surprins, că sunt copii mici care întreabă, deci foarte convinși, fiindcă există văcuța mof. Da. Da? Hey, urmărind emisiunea Educație Verde, se vor convinge că nu învelește nimeni ciocolata decât la fabrică oamenii angajați și plătiți pentru această muncă. Sigur că da. Da. Deci fiecare informație este valoroasă, se poate cerceta și important este că în momentul în care avem curiozitate și deschidere spre un anumit subiect, putem și noi să apelăm la persoane, da, care cunosc într-adevăr acea specializare sau acel domeniu și nu orice informație de pe internet este validată ca fiind corectă, din păcate, astăzi. Așa este. Mulțumim frumos, Ileana, mulțumim frumos. Și dacă tot suntem la o emisiune de educație, nu vreau să iei asta ca pe o, să zic și eu, un lucru, un afront, e faptul că marmotele, cum ne-a spus și Nicu, nu se lășluiesc în scorburi, că scorburile sunt în arbori, în ăsta, iar nu se apropie în pădure, nu se urcă, ci, în galerii subterane, în... Fie în zone montane, fie în zone de stepă. Da. Corect. Deci ca să spunem asta mai mult pentru publicul nostru, că să nu cumva să găsim pe diversi care poate să zică, domne, dar scorbura e pentru veverițe și pentru cucuvele, nu pentru marmote. Mulțumim frumos, Ileana, încă o dată și te așteptăm cu alte noutăți când dorești să participi alături de noi. Mulțumim. Mulțumim, sărut mâna. Revenind, Nicu, revenind la... Hai de la șuică să revenim un pic, pentru că mai avem...